Dacă în multe locații, nu doar hunedorene, ci din întreaga țară, locurile de muncă reprezintă o problemă, la Orăștie și în zona adiacentă asistăm la un caz fericit. Aici vor fi create peste 1000 de locuri de muncă, fie prin extinderea activității unor agenți economici care funcționează în zonă, fie prin realizarea de noi investiții. Conform primarului Ovidiu Laurențiu Bălan, o parte dintre aceste locuri de muncă vor fi disponibile încă din acest an, iar cealaltă la începutul lui 2022. Din fericire, Orăștia are câțiva agenți economici care să măresc capacitățile de producție, vor angaja noi muncitori. Avem în zona Orăștiei un investitor care anul viitor va angaja undeva la 600 de oameni. Mai avem o societate care se dezvoltă și va lua tot așa către 300 de oameni. Alte societăți, două benzinării care vor crea și ele 50 de locuri de muncă. Deci, în general, după câte știu eu astăzi, o să avem peste 1000 de locuri de muncă în zona Orăștiei la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Municipiul Orăștie se află la o distanță de doar 25 de kilometri de Deva, are o populație de circa 22.000 de locuitori, iar în zona adiacentă trăiesc alte aproximativ 30.000 de persoane.